Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal, Porumbei Pigeon Vlogs. Astăzi facem un vlog noaptea. Vreau să vă arăt porumbei mai bine, fiindcă ziua sunt cam agitați. Am făcut numai scurt. Ăștia doi sunt pereche. Guta, Sulzatul, ăsta cu omul, cu nebunul ăsta sunt frați. Ăștia doi sunt frați. Așa, ăștia, stăt așa să iau pe aici, uite așa, doi sunt frați. Anul ăsta, nu uitați, ăștia cred că o să-mi facă ouă. Ei sunt blânzi. Ce face copilul? Asta e soră cu ei, fiindcă e femeie, sau cred că e mascul, pula mea. Este masculul care l-am împerecheat. Oh, băi. Stai naiba aici, am uitat. Ăștia trei sunt frați. Așa. Roșia acolo. Nu, acum seara nu sunt sperioși. Roșia. Albastru, soldata asta, unde mai cu cola? Și mai sunt aici sus. Vreo, nu știu că sunt, ăsta, de l-am băgat la fond. Cucii, ăștia doi vreau să fac pereche. Și cred că așa să-i fac. Ăsta. Hai să vedem unde-i străinul. Apa așa. Străine, unde-i străinul. Ah, s-a dus în partea. Se pun spune, nu știu. Au! Argintiu ăsta mic, care e lângă mine. Uitați-l. Ah, străinul acolo. Mă și gândeam unde dracu e. I-am pus și o rapă să-și facă baie. Pe zi. Așa. Și văd că se prezintă bine. N-am nicio treabă cu ei. Iar totuși pe ăsta. Ce faci pe copilul? Asta nu crește că la fel. Cred că eu m-am spus și ăsta. Ce faci copilul? Ce? Îmi plac argintii. Dar și cum vezi? Ăștia, lista, nu vrea să se sperie, așa zic. Asta e din italian, ăsta e de la Petcu, Cuca, listul din porumbei mei, dați lui George, așa. Lasă așa puțin să mă pot prinde. Cucu, străinul ăsta, masculul ăsta, dragi prieteni, vreau să vă zic câteva de el. Într-o zi le-am dat drum, și mă pomenesc cu el în volieră, aici în Disney. Mă pomenesc cu el, fraților, m-am speriat prima dată, am zis că mă alcuie porumbelul ăsta. După cum se observă, are o clemă neagră și inel de 2019. Dar m-am uitat așa mai bine la el, l-am văzut că sângerează și mi-am dat cu seama că e atacat de uliu, s-a lăsat ăsta aici. Și fraților, l-am făcut bine și l-am lăsat să plece. Am zis că mie nu-mi plac porumbei să-i țin care nu stai mei, dar din păcate el s-a simțit, cred că, bine aici. Și n-am mai vrut să mai plece, deci n-am mai vrut de nicio culoare să mai plece, n-am mai vrut deloc. Am încercat toate metodele, l-am lăsat o noapte
afară, n-am plecat. Când m-am dus la bunica mea, l-am luat, i-am dat drumul, tot acasă s-a întors. Deci n-a mai vrut el să plece. Pentru că mie nu-mi place porumbei braconat. Sau, bine, nu e braconat, că el este eliberat pe fiecare zi. Asta e un pui de la Doru. Este, stați așa puțin. Asta e cucut la George. Asta de aici. Și nu, n-am mai vrut să mai plece. Deci n-am mai vrut deloc. Ia pe account aici. Puși, pe aici. Deci pur și simplu n-am mai vrut să mai plece. Eu mă ascult de 2018 cu Clemoneal. M-am pomenit cu el aici, am zis că băi, cui n-ai baie, mă, până mereu. Ăsta de aici. Dar cui n-ai baie, mă. Vreau să vă mai zic câte ceva. Porumbei braconați, părerea mea e să nu-i țineți, pentru că nu o să vedea rezultate. Dar ăsta nu vrea să plece, nu vrea, deci tot ce face, l-am încercat, l-am dus. Venea să și-l omor, dar nu sunt genul să omor porumbei. Nu prea îmi place mie să omor porumbei. În rest, văd că sunt liniștiți. E un mascul frumos. Un mascul, prima dată am crezut că e femeie, dar e mascul. În fine, nu contează. Contează că e sănătos, și-a revenit. Pentru că primele două zile, când i-am dat drumul, n-a vrut să plece, nu prea zbura. Și când și-a revenit, încet, încet, l-am lăsat să zboare, am zis că poate pleacă, se întoarce la proprietar, dar nu vrea să plece, asta e, eu n-am ce să-i fac, n-am încotro, nu pot să-l omor, am încercat, am întrebat pe aici pe la mine, pe la oameni, alta s-a dus să lasă-i bată, stăt așa că mă duc eu să... Bă, ce faceți mă acolo? Bă, nu vă mai bateți. Bă, gata și tu, nebunilor, n-am mai vrut să mai plece și n-am avut ce să-i fac. Deci, cum vedeți, porumbii lui George, pui donați ai lui, ăștia mi-au scos în pereche, vor să-și facă acolo, credeam că și-au sunt spai, ăștia, argintii, ce face copii, o cheam la cuiva. Ăsta, eu cred că e femeie. Nu știu, sigur. Nu știu ce să zic. Dar ăștia sunt și mechi, iar îmi plac. Iar îmi plac porumbii ăștia. Și ăștia doi sunt frumoși, da. Ăsta e mascul, da. Credeam că e femeie, în fine. Ăsta e masculul de 2016. Primitul de la George. L-a primit cadou și mi l-a dat mie, tot cadou. Așa. Ăștia doi, dacă nu erau frații, făceam perechi. Nu știu, îmi plac mie argintii ăștia așa mai deschiși. În fine. Care cântăm acolo? Care cântă? Ia care cântă. Ah, nebunul ăla, vânătul de la Doru. Și sperăm să scoatem pui din ei. Da. Asta e din italian. Pe frații l-am băgat la două maratoane. Pe fratele ăștia. Dar până să iau pe ea, l-a luat Uliu. Mi l-a luat și mi l-a omorât. Mi-a mâncat să cap. L-am găsit mâncat în grădină, fratele ăștia. Vedeți? Se perechie. Mi-a zis George că sunt perechie. Acolo vor să-și facă cuib. Afară nu e frig, nu e așa de frig.
ăsta și cu ăla și cu roșia sunt frați. Roșia asta. Roșia asta mi se pare o porumbiță frumoasă. Și încolo e spunii cu poate să vadă. Au stat în spunii că astăzi ca lumea, au stat. Fiindcă astăzi a fost și soare. A fost frumos. Deci a fost cel mai frumos, cea mai frumoasă zi astăzi, vineri. Asta s-a fost vineri. Azi e o femeie, cred. Dar prostul ăla din spate mereu îi bate acea. Deci nu îi lasă pe niciunul să stea. Ce să vă zic? Sunt fericit că mi-a adunat mie pui. Așa. Și ia uitați, se bag ca proștii, frați. Deci fiți atenți, frați, se bag ca proștii. Și sunt, cred că, amândoi masculini. Bă, gata, mă. Ps, bă, ps. Da, m-a sunat un băiat. În fine. Ia uitați, frați. Deci sunt frați. Și roșia asta mică. Lista. Care e drept? Înătuirem. Și lista asta frumoasă. Ce, mă? Ce e frumos? Azi e cea mai cu minte. Din porumbii. Lista asta e frumoasă. Avea doi. Frații s-au oprit, George. Sau cred că sunt amândouă femeile, nu știu. Nu pot să-mi dau cu seama. În fine. Aici îi spun cum poate să iese, să stea. În rest, sunt chiar fericit că mi-a adunat mie și a făcut un gest foarte bun. Un gest frumos. O, copii, 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 copii. Ce face copii? Asta cred că e mascul. Asta aici. Hai să-l pun aici. Asta cred că e masculul. Sau cred că ăsta unde e mascul, nu știu. Eu o să-i las să se ia cum vor ei. La George s-au luat ăștia doi și mi-a zis că Viorică, ai grijă că ăștia doi o să-ți facă ouă. Prima dată am zis că ia. Bă, eu te puse acolo să ce? Să stai lângă ei, nu să te bați. Da. Masculul ăla de 2016 trebuie să-l iau să-l bat la matcă. Și ce să zic? Păi ăștia doi dacă vor să o aceea, îi las cu mare drag. Să vedem ce scot. Dar bine, o să fie liberat tocmai în primăvară, o să-i țină, că mi-a zis George să-i țină. Uite-te, ăla-i bate, bă, stai, mă, prostule, lasă-mă în pace, nimeni bate. Uite, săracii, bă, tu, bă, deci dacă tăci peste, te bat, nu te duci, lasă-i în pace. Bă, pst, nu vă mai bate, gata. Da. Roșia? Ce faci, frate? Ce faci? O, mă, o. Sunt foarte calmi, nu sunt pe jos. Așa. Roșia mea. Ce faci, frate? E o femeie frumoasă. Așa, ia stai mă tu aici, nu mai stai îngemorit aici. Cred că și ăsta tot masculin, nu știu, în fine. Cu siguranță o să-i învăț. Masculul ăsta de aici, de el mai sperios. Ăsta, vânătul ăsta, de 2016. Om, i-am dat femeia lui George.
Și vrea să ia pasta mică. Pentru că ăsta crede că asta e femeia lui, da. Continue. Și acolo vroia aici vrei să facă cuibă. Ce să zic? Du-te peste la, du-te, că nu se dă acum. Hai că se dă. Pui să vede că nu sunt bătrâni. Nu s-au motorizat așa de bine. George mi-a zis că puiul ăsta să-l bag la matcă, dar am zis că nu-l bag. În fine. Nu contează. Contează să fac treabă. Cuca asta, cu asta de aici, vreau să-i fac pereche. L-am întrebat pe George dacă sunt frate, dar nu sunt. Deci ce să vă mai zic? Frumos masculos, e foarte frumos. Și taxul. Seamănă la fel ca el. Toată la spia. Mă, se oală, bă. Și o să o fac cu femeia asta. O să-l fac, de fapt. Cu cuca asta de aici. La matcă am văzut în pod unde dețin porumbie de matcă. Am văzut că îi am un pui la o pereche. Și hai. Sper să și luna asta nu prea e așa cine știe ce anotim greu. Să vedem luna asta care vine. Frumos. Pui. Frumos cocul ăsta. Deci ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Nu știu, spuneți-mi o părere despre el.